Mă aflu la Direcția Generală pentru Asistență și Protecția Copilului Vrancea. Astăzi voi încerca să iau legătura cu psihologi și cu reprezentanții ai acestei instituții, pentru că vrem să vă răspundem dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit zilele acestea, referitor la cazul celor doi tineri scoși la cerșit zilele trecute, mai exact în ziua de Sfintele Paști. Deja s-a declanșat o anchetă, știm că toate aceste demersuri s-au făcut, autoritățile s-au autosesizat, însă acum rămâne să aflăm din ce județ al țării provin aceste persoane, pentru că din informațiile pe care le dețin, se pare că nu ar fi vorba de cetățeni ai județului Vrancea. Așa că haideți să stăm de vorbă cu cei care ne pot oferi mai multe detalii. Domnul director Iulian Bulat, directorul adjunct al Direcției pentru Protecție și Asistența Copilului Vrancea. Bună ziua, domnule director! Bună ziua. Mulțumesc că sunteți de fiecare dată alături de noi și chiar colaborăm atunci când avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Este vorba despre acel caz mediatizat de noi zilele trecute, în care apar doi copii cu deficiențe, doi copii cu handicap scoși la cerșit. Noi spunem că ar fi vorba despre o rețea și despre copii abuzați, ceea ce se cam întâmplă la noi în ultima perioadă. Știu că v-ați autosesizat, știu că și poliția a intrat pe fir, știu că acea fotografie, acele filmulețe au fost realizate, chiar acum am aflat de la dumneavoastră, undeva pe strada Teiului. Însă vreau să știu care sunt pașii pe care îi vor face cei de la Direcție și Protecția Copilului, pentru că și în trecut v-ați confruntat cu astfel de rețele, nu doar rețeaua cercetoriei, ci și a prostituției, pentru că sunt foarte multe tinere scoase la produs pe diferite șosele ale județului Vrancea, iar atunci când sunt găsite de către polițiști, sunt aduși în centrul de la Direcția și Protecția Copilului. Da, așa cum vă spuneam și mai devreme, văzând pe, la televiziunea dumneavoastră filmulețul respectiv, chiar în data de 14 mai 2013, direcția noastră s-a autosesizat în legătură cu persoanele prezentate în acest filmuleț. Nu ne-am putut da seama exact dacă este vorba despre doi copii sau despre persoane adulte, așa că imediat a doua zi, în data de 15 dimineața, am luat legătura cu Inspectoratul Județean de Poliție pentru a vedea dacă și dânșii au informații despre situația din filmul prezentat. S-a identificat locația ca fiind strada Teiului din Focșani, însă persoanele nu au putut fi identificate din baza de date a poliției. Din discuțiile care le-am avut și cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție, a reieșit faptul că persoanele nu ar aparține județului nostru, și dânsii ar lua legătura cu colegii dumnealor din județele limitrofe, respectiv Brăila, Galați, Buzău sau Bacău, pentru a încerca identificarea persoanelor respective. Vreau să vă spun că în ultima perioadă s-a constatat un exod al acestor persoane din județul Buzău către județul nostru, tocmai în ideea de a prolifera această, ca să zic așa, această cerșetorie. Sigur că noi am făcut și documentele oficiale, ne-am autosesizat, am făcut adresă către Inspectoratul Județean de Poliție pentru a identifica aceste persoane, urmând ca ulterior să asigurăm măsurile legale care se impun.
Domnule director, vreau să știu dacă în ultima perioadă ați depistat și alte cazuri, copii abuzați, copii scoși la cerșit, pentru că eu văd în diferite zone ale Focșaniului copii scoși la cerșit, împreună cu mamă, copii de etnie romă sau copii din diferite alte... Da, în legătură cu copiii scoși la cerșit, problema poate fi lămurită mai bine de către colegii mei de la Protecția Copilului. Noi suntem Direcția de Protecție a Persoanelor Adulte, în special Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență. Da, chiar și adulți sunt scoși la produs, domnul director. Bătrâne, trecute de 60-70 de ani, undeva în zona sud, zilnic le văd cerșind în diferite locuri. Da, se poate întâmpla și altfel de cazuri, dar din păcate noi nu avem un centru de primire a acestor persoane adulte în situația că se găsesc la cerșit, dar măsurile de sprijin care se impun se acordă automat. Deci în momentul când luăm cunoștință de astfel de cazuri, încercăm să urmărim care este cauza acestora pentru a asigura și măsurile de sprijin necesare salvării acestor situații. Vreau să știu dacă în ultima perioadă, în ultimii ani, a fost descoperită, în urma acțiunilor pe care le-a întreprins Direcția pentru Asistența și Protecția Copilului, vreo rețea de oameni care se ocupă cu aceste lucruri, cu plasarea fetelor la produs, cu acești copii scoși la cerșit, abuz. Spuneți-mi și mie dacă în ultimii ani a fost depistată cu ajutorul Direcției pentru Protecția Copilului și Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea o astfel de rețea pe raza Județului Vrancea. La data actuală eu nu am cunoștință de existența pe raza județului a unor asemenea rețele. În cel mai rău caz, ca să zic așa, persoanele care cerșesc o fac independent. Nu știu dacă sunt și puse de alte persoane să facă această activitate. Domnule director, eu am înțeles despre ce este vorba. Ne-ați oferit câteva detalii despre acest caz pe care l-am mediatizat la Vrancea Media. Vreau să știu ce proiecte aveți pentru viitor referitor la această cerșetorie, pentru că avem foarte multe astfel de situații și din câte am înțeles, dumneavoastră deja derulați un proiect pentru a veni în sprijinul și pentru a eradica acest fenomen. Da, este un proiect care a demarat încă din 2010 și este în parteneriat cu diferite instituții ale statului, printre care aș aminti instituția prefectului, Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică Vrancea, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi, Poliția Comunitară, Serviciul Public Local de Asistență Socială, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Crucea Roșie, Protoieriile 1 și 2 și mass media. Păi dacă n-am fi noi, n-ați aflat de toate aceste lucruri, nu? Da. Acest proiect se prelungește prin act adițional în fiecare an și fiecare instituție vine cu aportul ei, pentru că sunt parteneri în cadrul acestui proiect, în scopul prevenirii în cea mai mare parte a cazurilor și împiedicarea acestei cerșetorii. Vreau să vă spun că proiectul se cheamă Să-i ajutăm să nu mai cerșească și a fost inițiat de către Inspectoratul Județean de Poliție. Domnule director, eu vă mulțumesc că a stat alături de noi astăzi, că am aflat ceea ce ne-a interesat. Știu din informațiile pe care le am de la Inspectoratul de Poliție al Județului Vrancea, din surse confidențiale, că deja s-au declanșat anchete în județele Buzău, Brăila, Vaslui, Galați, pentru a depista
aceste persoane. Sper ca în cel mai scurt timp să am și un răspuns oficial din partea Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea și cu siguranță așa va fi, însă ne vom revedea la o ediție specială Social Media și vom discuta mai multe pe marginea acestui proiect inițiat în Vrancea. Vă mulțumesc încă o dată! Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Maria Laniță, mă aflu la doamna psiholog Alice Pruteanu, la Direcția pentru Protecția Copilului Vrancea, mai exact la centrul Micul Prinț. Aici eu vin foarte des, mai ales că suntem de foarte mulți ani colaboratori și prietene mai vechi. Astăzi de ce mă aflu la doamna psiholog Alice Pruteanu? Pentru că vă promiteam zilele trecute că voi realiza acest material pentru cititorii Vrancea Media, Vrancea Media TV, pentru că am primit de la un domn din Focșani zilele trecute câteva fotografii, câteva imagini în care apăreau doi tineri cu dizabilități, doi tineri cu handicap, alături de, am presupus noi, mama acestora. Aceste imagini ne-au îngrozit atât pe noi cât și pe dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit zilele acestea. Am anunțat autoritățile, o parte dintre acestea s-au autosesizat, deja s-au declanșat anchete. Însă astăzi vreau să stau de vorbă cu specialiști pentru a afla părerea dumnealor despre această situație. Vreau să aflu în ce stadiu se află ancheta, vreau să aflu despre ce copii este vorba, vreau să aflu despre toate aceste lucruri care se întâmplă în România zilelor noastre. Pe mine, sincer, m-a îngrozit ceea ce am văzut. Cum poți tu ca părinte să-ți scoți copiii la cerșit, la produs în situația în care se găsesc? Însă, cu siguranță, în spatele acestei scene se află o întreagă rețea de oameni care de ceva timp cu acest lucru se ocupă. Eu consider și cred că acești copii sunt abuzați și toate aceste lucruri se întâmplă într-o rețea de infractori din țărișoara noastră dragă. Bună ziua, doamna psiholog, mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră și vreau să știu și eu ce e în mintea acestor oameni. Este vorba despre mama sau o rudă apropiată a acestor copii. Ați urmărit și dumneavoastră materialul la noi pe site. Spuneți-ne și nouă ce se întâmplă cu acești oameni și ce ar fi trebuit să facă autoritățile, pentru că nu este prima dată când vedem aceste figuri în județul Vrancea, însă din surse confidențiale, din surse ale Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea, am aflat că aceste persoane nu ar fi din județul Vrancea. În momentul acesta, din păcate, asistăm la o modificare a structurii de familie, cel puțin în ultimii 20 de ani, în care, din păcate, familiile nu se mai focusează pe creșterea copiilor și îndreptarea lor către o meserie sau îngrijirea lor până a-i vedea pe picioarele lor, ci focusarea pe adulți, spunem noi specialiștii, în sensul în care adulții din familie sunt mult mai focusați pe nevoile lor proprii decât pe satisfacerea nevoilor copiilor. Când spun lucrul ăsta, nu generalizez. Există și această tendință din ce în ce mai vizibilă pentru noi din jur. De obicei, lucrurile astea se întâmplă în familiile în care educația este precară, situația economică este precară și, bineînțeles, că există loc pentru dezvoltarea delicvenței de acest tip. Pentru că în momentul în care îți trimiți o rudă, nu neapărat copiii, la cerșit, e clar că te încadrezi în zona de delicvență.
Dar ceea ce este mai grav și cu siguranță acest lucru se întâmplă în cazul acestor copii cu deficiențe este faptul că în spate va fi o rețea, doamna psiholog, o formă de abuz, cu siguranță se vor... Exact. Pentru că eu am mai realizat emisiuni la asistență și protecția copilului și știu că foarte multe fetițe sunt abuzate, foarte multe fetițe din alte județe ale țării sunt aduse în Vrancea, pe șoseaua E85, la prostituție. Foarte multe fetițe care sunt aduse după în centrul de la asistență și protecția copilului. Da, așa este și din păcate fenomenul acesta este din ce în ce mai des întâlnit, foarte dezvoltat, aș putea să spun, cel puțin în țările care sunt încă într-o veșnică tranziție. Se pare că nu ne-au ajuns 20 de ani de tranziție pentru a ajunge să înțelegem care sunt valorile cu adevărat ale familiei și ale comunității. Probabil că ne mai trebuie ceva și atunci se întâmplă și lucrurile astea. Într-adevăr, există rețele foarte bine puse la punct de delicvență. Ele operează în alte județe, tocmai pentru a fi foarte greu de găsit. Forma asta de delicvență se bazează în primul rând pe abuzul fizic, emoțional asupra unor persoane care sunt oarecum vulnerabile, fie că sunt copii, fie că sunt bătrâni, fie că sunt persoane cu deficiențe de intelect sau persoane cu deficiențe fizice, în orice caz persoane care sunt lipsite de ajutor. Ca să putem să eradicăm lucrurile astea, va trebui să gândim la nivel național o serie de soluții de asistență socială, atât pentru consilierea familiilor de unde provin aceste persoane, dar și soluții reale de implicare a persoanelor vulnerabile în anumite forme de educație. Doamna psiholog, vreau să știu dacă în ultima perioadă ați avut astfel de situații la dumneavoastră la cabinet, pentru că eu urmăresc zilnic știrile naționale, emisiunile care se fac pe această temă și observ că de la o lună la alta acest fenomen ia amploare. Bine, tangență directă cu forma de abuz concret nu am, pentru că în cabinet de obicei ajung persoane cu oarecare vulnerabilități, dar care sunt în grija familiei și care au o foarte mare responsabilitate față de problema persoanei care ajunge în cabinet. Însă, din povestirile lor, concluzionez că există forme de abuz emoțional și la nivelul școlilor, pentru că nu sunt îndeajuns supravegheați, și în afara școlilor, pentru că părinții, din păcate, sunt mult prea aglomerați cu problemele zilnice și neglijează aspectul comunicării cu propriilor copii. Și atunci, bineînțeles că influențe nefaste de tipul grupurilor delicvenționale există. Doamna psiholog, eu vă mulțumesc că ați stat de vorbă cu noi. Sper ca în cel mai scurt timp să avem un răspuns din partea autorităților și aici mă refer la instituțiile abilitate, asistența și protecția copilului, inspectoratul de poliție al județului Vrancea și celelalte inspectorate din județele limitrofe. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumesc.